Da, era foarte important pentru noi să obținem un rezultat pozitiv aici la Criceni, ținând cont că aveam în față o contracandidată la invitarea retrogradării. Din păcate nu am reușit acest lucru. Practic ne-am bătut singuri. O acțiune foarte simplă, o minge descoperită de vreo 60 de metri, negociată prost de fundașul nostru central, care s-a băgat sub ea, după care Voitoș a reușit să marcheze acest gol al victoriei. Într-adevăr, nici noi nu am fost prea inspirați pe faza ofensivă să creăm mai mult, să punem probleme mai mult, să șutăm la poartă, să destabilizăm această apărare destul de bună a celor de la Clinceni. A fost suficient să marce odată, după care nu am reușit să punem mai multe probleme. E păcat, ne-am bătut singuri, așa cum am mai spus, suntem proști proștilor. Am avut posibilitatea și mi-aș fi dorit foarte mult să avem continuitate în rezultate. Cred că era loc, dar din păcate asta este situația, nu ne rămâne decât să ne concentrăm pe meciul cu Poliaș, următorul joc. Foarte important pentru noi să strângem rândurile și să avem o altă față.